Alături de editura Hiperliteratura, pregătim pentru acest început de an un proiect care se numește 10 povestiri și rețete pierdute prin Delta. Dacă vrei să ne ajuți, o poți face și e foarte simplu. Intră pe platforma sprijină.ro și acolo, cu precomandă, o să ajungă cărticica la tine. Cărticică, un eufemism, pentru că vorbim despre un album, iar tu vei avea următoarele avantaje. Un discount relativ mare, autograful meu în mod evident, plus faptul că te vei bucura de acest album cu mult timp înainte ca el să se regăsească în librării. Ți-l recomand cu dragă inimă pentru că vei găsi acolo o zonă din România, Dobrogea, zona Deltei, de care nu cred că știi atât de multe lucruri precum crezi. Teo, spune-mi cum ai ajuns tu în Delta, prin Delta, în primul rând. E o poveste un pic mai lungă. Sunt pescar și sunt pescar de foarte mult timp. Am primit acest microb de la Mircea Sântimbreanu, un mare scriitor și la propriu și la figurat. El m-a învățat să pescuiesc primele partide făcându-le la Olimp, la Vila Scriitorilor de pe malul Mării Negre. După care, în timp, m-am apropiat foarte tare de pescuitul în apă dulce și implicit de 10 ani de zile, de când am această emisiune Mincinoșii, o emisiune despre pescuit, m-am apropiat foarte mult de Delta Dunării. Pe lângă faptul că merg de cel puțin 4-5 ori în fiecare an, mergeam și înainte ca pescar, deci nu numai cu job, și pur și simplu pentru pescuit. Iar ajungând în foarte multe locuri și cunoscând foarte multe persoane, am asistat în nopți de șpriț și de bere și de povești, am cunoscut foarte mulți oameni care au avut și au în continuare foarte multe povești. Emisiunea mea are și o tentă foarte pronunțată de turism, ocazie cu care am realizat că, de fapt, Delta Dunării nu înseamnă numai păsări, nu înseamnă numai pescuit, numai pești și natura din interiorul Bălții, cum zic localnicii, înseamnă mult mai mult de atât. Și pentru că sunt scriitor, am zis să pun toate aceste povestiri, toate. O parte dintre ele am considerat că într-o primă fază 10 sunt un început bun, să le pun în scris, însă nu mi-am dorit să fac o carte despre pescuit. Nu este vorba despre așa ceva. Este o carte album, am ajuns la varianta asta după ce am discutat împreună cu tine. Am beneficiat de 100 de fotografii de la un fotograf profesionist, Valeriu Leonov, astfel încât cred eu că va ieși un proiect minunat. Pentru că îmbinăm, practic, aceste povești care pleacă de la ideea de pescuit și vânătoare, dar este doar așa un mic cârlig, este doar motivul pentru care ne ducem către această zonă, iar acolo descoperim personaje pe care le-am inventat, însă ele există, într-un fel sau altul, în această Delta Dunării. Găsim întâmplări, de exemplu, nu se știe, sau știu foarte puțin, că cea mai mare tragedie navală a României a avut loc în septembrie 1989, pe vremea lui Ceaușescu, atunci când pasagerul care pleca de la Galați a fost lovit imediat după ce a plecat de un împingător bulgăresc. În această tragedie murind 220 de oameni. La vremea respectivă, trăind în comunism, totul a fost imediat închis, orașele s-au închis, a venit miliția, a fost o singură știre într-un cotidian central. Pentru că nu e așa, în comunism totul e perfect și nu se întâmplă tragedii. Pe lângă această poveste mai sunt, tot așa, n-am să dezvălui aici mai multe amănunte despre poveștile în sine. Când te gândești la Delta, de obicei lumea se gândește doar la pescuit, la barcă, la stufăriș și la apă. Da. Adică câteva elemente cheie sau la câteva societăți ușor izolate, pierdute de lume, că mai știm și poveștile astea cu oamenii care au aflat după vreo 10-15 ani că nu mai e Ceaușescu. Da. Și, dar poveștile pe care le-am auzit de la toți oamenii care au fost prin Delta sunt fabuloase. Și îmi place la proiectul tău și
poate discutăm mai mult, că nu te-ai dus pe chestiile astea standard și te-ai dus pe folclorul zonei, pe poveștile chiar autentice, sunam și niște denumiri, parcă dintr-o limbă pierdută, total, cu bătrânii de acolo, cu niște rețete, unele chiar ciudate, adică văzându-le așa pe hârtie, nu pare niște combinații. Nu par realizabile. Sau par realizabile, dar... M-am documentat foarte bine pentru această carte, am avut și un ajutor foarte important. Am găsit limbajul pierdut, ca să zicem așa, al haholilor, al tătarilor, al ucrainenilor care sunt în delta, deci tot ce înseamnă zona aceasta de venit din spațiu rusesc. Și am încercat și cred că am reușit să dau această notă de originalitate, inclusiv în limbaj. Și de multiculturalism. De multiculturalism. Zona Dobrogei este o zonă în care se regăsesc, pe lângă ceea ce știm noi, de lipoveni. Toată lumea știe de lipoveni și haholi poate chiar mai puțin, și de ucraineni. Sunt tătari, sunt turci, există o comunitate mare germană, care a început să se subțieze destul de mult în perioada celui de-al doilea război mondial, însă sunt sate care au fost născute de acești sași veniți, însă atenție, nu din Germania, ci din Rusia. Am și acolo o poveste despre așa ceva, despre această comunitate. Există evrei, există greci, există italieni, adică când vorbim de multiculturalism în Delta Dunării, cuvântul se umple de niște semnificații pe care nu multă lume le cunoaște. Și le înțelege, și le înțelege în amplitudinea aceasta. Rețetele pe care le-am descoperit sunt rețete foarte, foarte vechi, sunt rețete și un pic remasterizate, pentru că în timp ele au suferit modificări, așa cum se întâmplă de fiecare dată. Ceea ce pot să le spun celor care vor cumpăra această carte este că nu vor ști niciuna dintre aceste rețete, nici numele sub care sunt prezentate, pentru că sunt nume foarte, foarte vechi. Care e cel mai ciudat nume al unei rețete? Sunt, de exemplu, uite, Șaran de Ibrail. Și nu o să spun și ce înseamnă, tocmai pentru a stârni curiozitatea. Șuietul lui Sinan. Aici regăsim niște denumiri care și ele la rândul lor spun ceva din istoria pe care o prezintă. Adică sunt interesante inclusiv denumirile și fiecare din aceste denumiri are câte o mică poveste. Care crezi că povestea, nu cea mai importantă, că toate sunt importante, cea care ți-a mers ție cel mai tare la suflet și de la care a pornit proiectul ăsta. Că după ce ai, să zic, aflat-o, poate nici n-ai scris-o în momentul respectiv, ai zis, mă, peste nu știu câți ani, acum, în prezent, o să scriu o carte despre lucrurile astea. Gândeai tu atunci că vor fi 5, 8, 10, 20. Care a fost declicul? Declicul s-a întâmplat acum 2 ani, când eram la Tulcea cu ocazia lansării romanului meu, Mortul Aest. Și la lansarea respectivă au venit foarte multe oficialități și a fost și prezentă și mama mea. Și unul dintre primarii din zonă a invitat-o pe mama să se întoarcă la Tulcea pentru un episod al Memorialului Durerii dedicat unui aspect pe care eu atunci, la momentul respectiv, nu-l cunoșteam. În 1958, parcă, Ceaușescu era atunci în Ministerul Apărării, a fost chemat în zonă, la Măcin, în zona Măcinului, pentru a înăbuși o revoltă a țăranilor care se răsculaseră împotriva faptului că veneau comuniștii și le luau pământul. Despre această poveste nu știa nimeni nimic. M-am întors eu între timp în zona respectivă și am stat de vorbă cu unul dintre personajele principale ale acestei povești și atunci mi-am dat seama că Delta și Dobrogea au în spate o istorie pe care lumea nu o cunoaște. Asta să zicem apropo de poveste. La rețete nu pot să-mi dau seama acum dacă a existat un moment în care una dintre rețete să mă fi determinat să mă gândesc la așa ceva. Tot timpul am încercat să îmbin în literatura mea, sau de fapt m-am gândit că va fi un moment în care să-mi pun
tot ce am acumulat eu în spate, în zona de turism, în zona de pescuit, în zona de bucătărie, mai ales că, apropo de zona de turism, e undeva și în ADN-ul meu, tatăl meu fiind redactor, șef adjunct, la România Pitorească pe vremea lui Ceaușescu. Deci la noi în casă, despre frumusețile României, despre ce înseamnă țara aceasta și cât e de dăruită de Dumnezeu, a însemnat, să spunem așa, un fel de religie. Deci am considerat că după ce am venit în literatură cu un roman și cu un volum de proză scurtă, cred că e momentul să arătăm că se poate face și literatură de calitate, pentru că fiecare dintre aceste povești, de fapt, este o novelă, este o proză scurtă. E o carte, ca asta vreau să zic, e o carte de literatură. Da, ceea ce nu pare din titlul inițial, dar este o carte de literatură. E o carte și de bucătărie. Da. Și are și chestiile de pescuit, pe de altă parte, deși ele nu sunt centru atenției, și de turism. Și de turism, mai ales prin fotografie. Deci sunt deja cam patru elemente cheie.